5 is the first time of this race. A Nordby from Norway, please clap your hands for the Norwegian athlete. Mirani Dalmaso din Franța se află deja în traseu. Are rezultate destul de bune și în acesta. Locul 9 la Morzini într-un slalom uriaș și locul 36 în Super G-ul din Cupa Europei. Desfășurat la Sela Nevea în Italia. De exemplu, Sela Nevea este una din cele în care se concurează foarte, foarte mult în Cupa Europei și există și foarte multe concurente care acolo au reușit rezultate notabile. Una dintre ele este Melanie Dalmaso, care se pregătește să ajungă cum la finale, vă rog! Aplauze pentru concurenta din Franța, Melanie Dalmaso, 5-64, locul întâi! Um die nächste Läuferin meines sehr geehrten Damen und Herren aus Österreich, aus dem Landesskifahrens, und ihr Name ist Christina Ager, meine sehr Damen und Herren. Ein fünfter Platz in der Kombination vom Europa Cup ist der beste Resultat in dieser Saison und der Platz 35. Vilsmoos, nicht weit von Schladmingen, wo gestern die Skiweltmeisterschaften zu Ende gekommen sind. Also, jetzt würde ich das deutsche Publikum vor allem dazu auffordern, jetzt mit dem Applaus zu beginnen. In wenigen Sekunden kommt jetzt die erste Skifahrerin aus dem deutschen Sprachraum ins Finish, und sie ist Christina Ager mit einer wunderbaren Zeit. 49,56, die erste Platzierung im Moment für Christina Ager. Und jetzt bitte applaudieren! Locul 1 pentru Christina Ager din Austria și se află deja în traseu. Luana Flöci din Elveția. Rezultate din acest an, un loc 6 la Leizoanaz în Super Uriaș și la Sant Anton, locul 4. Exact, și iată, elvețianca Luana Flöci este de fapt o concurentă care este născută în anul 1995 din Elveția și are un punctaj foarte bun la FIS, 27 de puncte. Vă spuneam că un asemenea număr de puncte se poate concura lejer și în Cupa Mondială, însă bineînțeles aici trebuie să precizăm faptul că elvețienii au și concurente care sunt sub 20 de puncte la această disciplină. 50-02, 50-02 ist die Zeit, die jetzt gerade von Luana Flöci registriert wurde. 50-02, und das ist genug für den zweiten Platz. Vielen Dank. Jetzt kommt mit der Nummer 5 Verena Gaslitter aus Italien, und mein Kollege will sie in der italienischen Sprache vorführen. De fapt, ea este mai mult austriacă decât italiană. Are 32 de puncte în Cupa Europei. A reușit un loc 2 la Corno ale Scale în Italia și un loc 4 de asemenea într-un concurs internațional desfășurat în țara sa, în Italia. Însă, așa cum vă spuneam, italianca provine din Tirolul de Sud, acolo unde se vorbește limba germană ca limba maternă. Und jetzt kommt die nächste Fahrerin mit einer super Zeit und mit dem ersten Platz. Wundervoll, und jetzt dürfen wir Ihnen auch gratulieren mit einer wundervollen Zeit von 49 Sekunden. Übernimmt jetzt gerade die Führung, also Verena Gaslitter liegt im Moment auf dem ersten Platz. Mit der Nummer 6, Teresa Steinlechner aus Österreich, und mit der besten Punktewertung von der internationalen Skiverband erst 14 Punkte hat sie jetzt gerade heute am Start hier in Schularau, und sie hat den zweiten und dritten Platz in Vilsmoos gewonnen dieses Jahr, aber auch einen Sieg in Leogang, genauso in Österreich. Also die größte Favoritin des Rennens heute ist also Teresa Steinlechner, und ich bin ganz, ganz neugierig zu sehen, was sie heute bei uns erreichen wird. Oh, Chippelgrad! Era probabil favorita acestei probe, motiv pentru care sunt convins că așa a asumat și unele riscuri. Este concurenta cu cel mai bun punctaj fis
la start, 14 puncte fis. Teresa Steinlicher abandonă în manșa întâi. Ja, leider Gottes musste ich jetzt dem deutschen Publikum und dem österreichischen Publikum auch mitteilen, dass Teresa Steinlecker das Rennen heute verlassen hat. Leider Gottes, mit diesem Sturz ist sie heute also draußen. Aber wir fahren weiter mit Elisabeth Reisinger, genauso aus Österreich, eine der Favoritinnen des Rennens mit 26 Fisspunkten. Sie hat auch ein Rennen im Haus im Emsal gewonnen. Und jetzt sind wir gespannt, Sie mit dabei in Schularau zu sehen. Austriaca se apropie de finish, Elisabeth Reisinger, născută în 1996, ajunge acum cu primul timp la sosire 48-60. Auf dem ersten Platz im Moment finden wir die Österreicherin Elisabeth Reisinger. Viel Glück auch für den zweiten Lauf. Locul întâi, Austria, așa cum era și de așteptat. Favorita concursului cu numărul 6 ajunge acum la final. Ea, din păcate, a abandonat, însă cu numărul 7, compatrioata ei, a preluat conducerea cursei. Cu numărul 8, din Norvegia, Nora Grieg Christensen. Representing Norway, Nora Grieg Christensen, born in 1995 and has a following points of 28 on the FIS international ranking. He is also competing in the European Cup and she has several places in the top three on the podium of domestic races in Norway. Please clap your hands for the Norwegian Nora Grieg Christensen. Locul 6 pe moment pentru Christensen, 51-44, timpul competitoarei din Scandinavia. Să vedem cine urmează, din Roberta Italia. Melesi, din Italia. La Sărbune în acest an, două prezențe pe podium și chiar un loc 1 la Bormio, într-o cursă rezervată, bineînțeles, junioarele. Este a doua italiancă care începe această manșă la slalom uriaș. Să vedem cum se va descurca ea, născută în anul 1996 în Italia, Roberta Melesi. Italian ski athlete Roberta Melesi is coming now to the finish line with a total time of 49.59. Please clap your hands for Italy. Locul 4. Un rezultat foarte bun, iată, pentru Italia. De fapt, o să stea la pândă și în manșa a doua. Este un ecart care poate fi încă redus în manșa secundă. Dacă prinde o manșă mai bună, să nu uităm că va pleca în fața favoritelor în concurs, pentru că în manșa a doua se pleacă în ordine inversă a rezultatelor obținute în prima manșă. Tot din Italia, Nicole De Lago. Este o schioară care nu a abandonat în niciuna din cursele din acest an. Și care a obținut un loc 8 la San Candido sau la Inichen, depinde cum știe lumea, de fapt în limba italiană ar fi San Candido. Este o localitate exact care urmează după granița între Austria și Italia. Haideți să o vedem acum pe Nicole De Lago în finish. Locul 6. 50 de secunde și 19 sutimi și cu siguranță va sta la pândă în manșa a doua. În acest moment, Elisabeth Reisinger continuă să conducă, are un avans de 52 de sutimi de secunde în fața italiencei Verena Kastlitzer, cea care vă spuneam că se află destul de aproape de primul loc. Pe locul 3, Cristina Ager, la aproape o secundă, la de asemenea, la 99 de sutimi de secunde se află Roberta Melesi, cea pe care am urmărit-o mai devreme. Așadar, patru concurente se află într-o secundă. Deci în manșa secundă cu siguranță vom avea o bătălie crâncenă pentru primul loc la FOTE 2013. Cine urmează, Mircea? Linea Engese din Norvegia, 31 de puncte fis, locul 3 în țara sa la Oppdal. La ultimele porți a abandonat. A ieșit din traseu. Thank you.
Al doilea abandon, așadar, după Tereza Steinlechner abandonează și norvegianca cea pe care o vedem la sosire, însă, haideți, este timpul să o încurajăm cu ceva aplauze, doamnelor și domnilor. Clap your hands for Avery Linnea Engelse. This was for you today at the Skislov Subtelefonic from Poiana Brașov. Și un nou abandon, doamnelor și domnilor, acolo pe partea înclinată a turtiei, o putem vedea pe Catarina Truppe, cea de a patra austriacă din concurs, cea care părăsește, iată, porțile montate de antrenorul Pelling din Marea Britanie. Urmează două sportive din Elveția, mai întâi Julie Daia și apoi Vanessa Kasper, două concurente din Elveția, dintr-o țară care are o bogată istorie, lumea schiului, cu un fantastic loc unde se poate schia, de fapt un paradis al schiului, ce se numește St. Moritz, a organizat campionatul mondial în anul 2003, mai recent, atunci când am avut asta, bineînțeles, și competitori din țara noastră, din România. Așadar, ambele elvețiențe sunt însoțite de părinți și încurajate, fără doar și poate. Un loc 6 la campionatul național al Elveției are Julie Dyer și 7 în campionatul Franței. Din păcate, asistăm la un nou abandon. Haideți să o aplaudăm de asemenea pe Julie Dyer. Dieser Applaus ist für dich, Julie, heute. Vielleicht nächstes Mal, vielleicht im Bewerbsslalom von übermorgen wird man mehr Chancen auf den Sieg. Și-a început deja coborârea. Vanessa Kasper este doar o coincidență de nume cu președintele Federației Internaționale de Schi. Deși locuiesc în apropiere de San Moritz amândoi. Guten Tag, ich diesem Lauf ein Live-Kommentar auf der deutschen Sprache gönnen. Jetzt sehen wir Vanessa Kasper und sie kommt jetzt der Ziellinie immer näher. Noch ein paar Sekunden und sie wird hier gerade ankommen. Vanessa Kasper mit 30 Fiespunkten im Jahr, seit 1996 geworden, wird jetzt gerade applaudiert im Zielbereich. 8. Platz im Moment für Vanessa Kasper. Alles Gute auch für den zweiten Lauf. Ein 3. Platz in Madesimo in Italien und ein 7. Platz in Lenk in der Schweiz. Și acum prima și probabil cea mai valoroasă schioară din Germania care participă la cursa de astăzi, Kira Weidle, locul 1 la Oberwiesenthal, la Sartal și mai multe podiumuri în acest an în competițiile europene. Da, o rivalitate eternă ce există între statele cu limba de circulație germană. Să nu uităm că atât Elveția cât și Germania și Austria au o istorie extrem, extrem de bogată în lumea schiului. Și dacă vorbesc de Germania, atunci ajunge să vă spun de Katja Zeitzinger, de Hilde Gerg, de Martina Herzl, de Risch. Și iată, una care ajunge acum cu ceva probleme pe final este competitoarea din Germania, care termină pe poziția a 8-a pe moment. Se pare că s-a întins puțin la una dintre port. Sperăm ca până în așa secundă totul să fie în regulă. Primele 15 schioare au ajuns deja la sosire. Urmează numărul 16, Veronica Olivieri. Locul 21 la Cavalese și locul 7 la Prato Nevoso. Ea este, iată, competitoarea care urmează acum să ajungă aici undeva la sosire. Nu văd și deja au trecut mai bine de 50 de secunde de când a plecat. Cu siguranță asistăm la un abandon. Nu, te contrazic, Eli. A apărut. Și avem numai 27 de secunde acum de când se află în traseu. E
Italianca, din păcate, a dispărut. Nu vedem acum. Cu numărul 17, Anouk Desi din Franța este concurenta care urmează acum să apară. Iată-o acum! Din Franța, Allée Le Bleu, ajunge concurenta pe locul 12, 51-93. Anouk Desi din Franța, reprezentând cocoșul Cali. A doua concurentă din Germania, Elisabeth Wilbald, locul 1 la Racine, în Italia, în acest an. La un concurs citadin, să nu uităm, este de fapt una dintre concursurile mai ușoare din Federația la Federația Internațională de Schi. Numărul 18, Elisabeth Wilbald, ajunge la sosire, locul 13 pe moment. Situația la vârful clasamentului rămâne neschimbată. Austria, Italia, Austria și din nou Italia. Dar poate vine acum un răspuns ferm din partea Elveției. Elena Stoffel se află acum pe hârtie. Haideți să vedem prestația tinerei elvețiance, care s-a născut în 1996. Eine weitere schweizerische Skifahrerin jetzt in unserem Lauf, in diesem Lauf der Damen, mit einer Stunde von uns, da ist die fünfte Platz im Moment, 49,70. Herzlichen Glückwunsch für Elena Stoffel, Rang 5 im Moment für die Schweizerin. Jenny Reynolds din Germania este următoarea concurentă, 38 de puncte fix. Ea este, iată, a treia concurentă chiar din Germania, născută în anul 1996. Se apropie de finish acum. Locul 3 anul acesta, naționalele Italiei, la Zandvoort. Auch den 10. Platz im Moment finden wir die deutsche Skifahrerin mit einer Gesamtzeit von 50 Sekunden, 32 Hundertstel, Rang 10 also. Maike Pfister mit der Startnummer 21 kommt jetzt. Sie hat einen 3. Platz in Deutschland gewonnen, genauso weitere Podestplätze in Österreich und Deutschland. 38 Siegpunkte hat Maike Pfister aus Deutschland und sie ist jetzt gerade die nächste Skirennläuferin im Zielbereich und jetzt dürfen wir sie applaudieren und jetzt würden wir das sehr gerne anhören und auf dem 13. Platz kommt Maike Pfister aus Deutschland und somit damit kommt auch die Vertretung Deutschlands zu Ende heute in diesem ersten Durchgang der Damen. Jakob in Russien, Nadezhda Alexeeva, un loc 1 la anul acesta la Magnitogorsk. Și poate chiar avem posibilitatea să o vedem acum la final, iată, 50 de secunde, este timpul ei, 50-66 și o putem saluta poate chiar în limba rusă, hai să vedem. Locul întâi în Rusia, făcând 41 de puncte fix, rusoaica Nadezhda Alexeeva, a venit foarte bine aici în prima manșă, 50 de secunde, un timp foarte, foarte bun. Iată, în apropiere a primei poziții, chiar la o secundă și jumătate, 48-60 este cel mai bun timp înregistrat altele de către Elisabeth Reisinger din Austria. Urmează acum, iată, concurenta cu numărul 23, Sasha Brezovnik din Slovenia, locul 9. I-a luat imediat locul 9 în Nadezhda Alexeeva din Rusia. On the 9th place, the Slovenian athlete Sasha Brezovnik with number 23. We go on with the number 24, Dominika Drozdikova from the Czech Republic. Locul 2 la Albrechtițe și locul 3 în Polonia la Zakopane. Acestea sunt cele mai bune rezultate obținute de aceste junioare. Și ea este cea care acum se apropie de finish. And now from the Czech Republic, Dominika Drozdikova, please clap your hands, dear
supporters for the Czech athlete at the end of this first round. Are puțin peste 17 ani și este campioană țării sale la această disciplină. Și avem din nou ocazia să spunem Vive la France! Alors Dugojot este următoarea concurentă care urmează să ajungă la noi și o vedem chiar acum în sosire, 51-23, locul 14 pe moment, 14th place for the French și atlet. 14e après la première manche. Și acum urmează să urmărim a doua sportivă din Rusia, 42 de puncte, fiind născută în anul 1996. Elisaveta Timchenko urmează acum să sosească. Este deja pe partea de jos a putiei Supele Feric din Poiana Brașov. Urmează acum să mai absorbe următoarele porți până la sosire în timp de 51 de secunde.